început practica un exercițiu de, nu știu, analiză și de design thinking, de fapt, pe care l-am făcut împreună cu copiii, timp de aproape un an de zile. Așa că în urma analizei cu copiii am ajuns la concluzia că cel mai fain ar fi să facem ceva în curtea școlii. Tema a fost dată de copii, soluția propriu s-a făcut de arhitect și discutată cu copiii și apoi transformată. Noi de obicei, clasa noastră, se implică mai multe proiecte, pentru că ne plac proiectele, când lucrăm în echipă. Și proiectul ăsta ne s-a părut foarte interesant și am să participăm și cu timpul. A devenit așa o pasiune, să spun. Suntem la școala din Cornești, din județul Iași, unde inaugurăm Tribuna Park, proiectul lunii septembrie la Zi de Bine Moldova. Și ce e extraordinar la proiectul ăsta este că a fost gândit de la zero, de la idee, de copii. Au pornit, au intrat într-un demers, s-au implicat și nu le avem să creadă la final că chiar s-a întâmplat. Și m-aș bucura, îmi place să spun că poate cu asta rămâne. Ideea că vocea lor e importantă. Acest loc va fi folosit de peste 500 de copii care învață în această școală. Se face așa o listă de așteptare a claselor care vor să facă orele aici.